la ședința de 22 iunie 2018. Bun venit echipii televiziunii Exclusiv TV, care mereu este alături de noi la orice ședință. Începem lucrările ședinței de astăzi cu nou președinte de ședință, domnul Neculai Cherniță, care va da citire ordine de zi. Da. Care am primat. Bună ziua, domnule primar, bună ziua, stimați colegi, bună ziua, domnule secretar. Vă prezint ordinea de zi, din ziua de 22 iunie. Întâi procesul verbal. Da. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. 24 mai 2018. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Toți pentru. Vrea cineva să mai comentarii și obiectivul da. Adaug citire ordine de zi, dacă se poate, a proiectelor în ședința de astăzi. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al Comunei Hemioș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Salvat Constantin. Sava Constantin, în calitate de primarul Comunii Hemioș, județul Bacău, lăsând raportul domnului Gălean Liviu, registrat cu numărul 4878 din 6-6-2018, prin care se solicită completarea inventarului domeniului public, în conformitate cu prevederea articolului 36, aliniatul 5 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, ținând cont de inventarul bunurilor din domeniul public al Comunii Hemioș, care s-a întocmit în baza legii numărul 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, și a normelor tehnice de aplicare aprobate prin HGL numărul 548/1999, și a fost însușit de Consiliul Local al Comunii Hemioș prin HGL 19 din 31-7-2010 și a atestat de Guvernul României prin hotărârea de guvern numărul 1347/2001, supun aprobării Consiliului Local a posibilității completării inventarului domeniului public al Comunii Hemioș cu suprafața de 23.539 de metri pătrați, teren intravilan, având denumirea topografică de Tarlaua 10, parcela 157/9, număr cadastral 60.356, situat în intravilanul satului Hemioș, cu următoarele vecinătăți. La nord, parcul ecologic, la est, proprietăți particulare, la sud, strada Gării, iar la vest, proprietăți particulare, conform planul de situație anexat, anexa numărul 2. Suprafața de teren mai sus menționată a fost omisă la data întocmirii inventarului în domeniul public al Comunii în anul 2000. Suprafața de teren nu face obiectul unor solicitări de retrocedare depuse în baza legilor proprietății sau obiectul unor procese pe rol instanțelor de judecată. Vă rog, care ați studiat materialul, comentarii de comisii, ce ne ia cuvântul? De ce mai bine că suprafața de teren, cel mai bine, că nu este supusă proceselor, instanțe judecată, retrocedări, legilor proprietății. Dar dacă îmi permiți, aș vrea să întreb domnul Mihail, cum s-au omis 23.000? Dar nu știu. 23.000 de metri pătrați s-au omis în 2000. Deci nu este omis, domnul... Da, așa a spunit doamna. Este o greșeală, nu... S-au omis în 2000. Vă explic exact despre ce este vorba. Este suprafața de teren care a aparținut SOS, da? Prin contract de concesionare. În luna trecută am făcut dezmembrarea respectivă cu 4.000 de metri, iar contractul de concesionare a fost încheiat în anul 1997, când nu era legea inventarierii domeniului public. Nu scrie asta. E o greșeală de exprimare în acest. Terenul era tot a primării, nu era a primării. Era tot a primării. Dar nu puteam să-l concesionăm dacă nu era omul nostru.
Da, dar zic, dacă eu îmi fac un inventar, și, și dacă nu opera legea... Exista legea. Nu opera legea, pentru că nu exista la vremea. Nu se scrie atunci. Da, e bine. Deci legea inventarierii este din anul 2000. Iar noi contractul de concesionare l-am încheiat în anul 97. Zic, dacă cineva nu prea acum, nu mai cerea legea? Deci apariția legii a fost în 2000, iar contractul nostru l-am încheiat în 97. Zic, deci, la momentul inventarierii, suprafața respectivă era dată la... Și contractul pe ce termen a fost încheiat? Pe 25 de ani. Deci în 2020. Sau în 2020. Sau în 2022, cum se spunea. E intern. 22 termenul limit. Dar e de cel mai bine că s-o găsit? Aia e problemă. Da, exact. Rog, alte comentarii în care... Putem să trecem la vot? Da. Să punem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Toți. Trecem la următorul punct de hotărâre. Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a parohiei romano-catolice Sfântul Gheorghe din satul Iulești, comunei Hmeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da. Subsemnat Sava Constantin, primarul comunei Hmeiuș, văzând raportul domnului Gălățean Ioan, administrator public al comunei Hmeiuș și cererea preotului Bereș Torin, paroh al parohiei romano-catolice din Iulești, înregistrată cu numărul 4407 din 2205-2018, va aduc la cunoștință faptul că acesta solicită acordarea unui sprijin financiar de 300.000 de lei de reparații, izolare termică și locuire uși și ferestre. Drept urmare, propun spre analiză Comisiei de Buget Finanțe și aprobarea Consiliului Local în conformitate cu prevederile legii 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare. La fel, după cum ați citit și v-ați informat la ședințele de comisii, Comisia de Buget Finanțe, părintele are o lucrare mai mare de 168.381 de lei. Are anexat în spate. Care e debitul general? Cu plăți și tot. Fiind singura biserică catolică din comună, așa cum am făcut-o de fiecare dată și cu celelalte biserici și o vom mai face cu parcursul anului, am considerat că este necesar să sprijinim și, să sprijinim și comunitatea catolică, nu numai să nu sprijinim preotul, sprijinim comunitatea de acolo. Credincioșii din zona respectivă și am părintele cerut suma de 30.000 de lei. Eu am zis că la câți bani are nevoie, cerut o sumă modestă, nu... Da. Supun spre aprobare această sumă, dacă sunteți de acord. Eu zic că, pentru că a apărut un bun gospodar la Biserica Catolică, care mi-a zis pe parolul respectiv, nu solicitat bani prea mult și deși are lucrări mari, eu zic că suplimentați până în 350. Am studiat și spune acolo și devizul de lucrări, de spune și societatea, deci o lucrare este... Noi suntem majoritari aici. Suntem majoritari, dar noi mai avem mai suplimentat. O să mai avem de aprobat, o să mai avem solicitări și nu știu dacă ne încadrăm cu bugetul, că noi nu avem un buget prea mare pentru anul ăsta. Știți, după cum m-am mai discutat, planul de achiziții publice, ați aprobat un buget, l-am mai suplimentat. Dumneavoastră a spus o delirie, eu achiesez la părerea dumneavoastră, sunt de acord. Adică, 30.000. Dumneavoastră... Eu sunt un care ajută foarte mult biserica. Trebuie ajutați. Dumneavoastră decideți. Deci 30.000 am propus. Da, 30.000. Votăm 30.000. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Toți pentru? Da. Dau citire următorului proiect de hotărâre. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea definitivă a documentației pentru introducerea suprafeței de 6.598 metri pătrați în intravilanul localității Hemeriș și elaborare CUS în vederea realizării obiectivului construire locuințe, teren ce se află în proprietatea domnilor Dima Adrian, Dima Melania,
Chelaru Ana, Daniela, proiecte în ziua de domnul primar să rog consultim. Da, după câte știți, anul trecut, cred că toată vremea asta, am aprobat acordul de principiu. Am dat acordul de principiu. Acum a obținut între timp avizul de oportunitate eliberat de către Consiliul Județean și noi trebuie să dăm avizul final. Cred că la fel, știți despre ce este. Discuții și onoare la cuvânt, care comentarii? Da, văzând cererea și documentația anexată la această înregistrare, la numărul 5085 din 12.06.2018 de către solicitanți și raportul de specialitate din cadrul compartimentului urbanism numărul 5133 din 14.06.2018 în temeiul legii 50.1991 privind autorizarea de construcții, legea 350.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, legea 215 privind administrația publică locală. Analizând cererea solicitantului, ce a depus documentația privind întocmirea unui puz întocmit de specialiști în domeniul și avizată de către OJCC Bacău, privind realizarea obiectivelor propuse spre construire, consider că este necesară realizarea unor asemenea investiții în comuna noastră pentru faptul că prin aceste priorități comuna va deveni o comună atractivă și își va îmbunătăți bugetul de venituri. Consider că propunerea de adoptare a hotărârii în favoarea aprobării acestor documentații urbanistice va fi înțeleasă obiectiv de către domnul consilier, indiferent cine este solicitantul, atâta vreme cât se respectă legea și este benefic pentru comună. Față de cele arătate, propun adoptarea hotărârii definitive pentru PUS, în vedere extinderii interiorului satului Lilieci, comuna Himeur, suprafață de 7.984, aparținând beneficiarul Dima Adrian, Dima Melania, Chelaru Oana, Daniela, pentru obiectivul construirii locuințe comuna Himeur. Vedeți, invitații o greșeală. 6.598, iar acolo e 7.000. Probabil că o greșeală fata noastră de la... Așa, sunt drepti, clar. Tot justificat. E o mine. Suprafața de pe invitații... De invitații, 6.900. 24. Minus 20. Alte discuții, comentarii la... Supunem la vot. Trecem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da, trebuie să mă audit? Deci, când sunt împotrivă? Ești la abținere? Abține? Ține. Da, adică. Nici o e carte. Da. Vorbești și cu nu mă la ține. Haideți, bă. Trecem la următorul punct. Dacă se poate. Da. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență. Proiect inițiat de domnul primar, Sava Constantin. S-au adunat vreo 4 cazuri, dar mai dat în luna lui martie. Acum mai sunt iar 4 solicitări. Toate în felul lor importante. Da, o să începem cu primul. Subsemnatul Sava Constantin, primarul comunitiei Ruș, având în vedere raportul referendului
socială înregistrat cu numărul 548/19-6/2018, prin care propune acordarea unui ajutor financiar pentru Nicola Adrian, datorită faptului că urmează să aibă o intervenție chirurgicală la ochi și nu are alte venituri în afară de ajutorul social conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Anexez la prezentarea raportul referendului social, în temeiul articolului 28 alineat 1 privind acordarea ajutoarelor sociale de urgență din legea 416/2001 privind venitul minim garantat, articolul 63 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, supun spre analiză și după caz spre aprobare Consiliului Local acordarea unui sprijin financiar. Este vorba despre puiul ăsta, corici, cum îi spunem. Ăsta, da. Da, nu are niciun venit, are 140 de lei din de la ajutor social. Nu mai are pe nimeni. Are o soră care zice ce e tot. Așa e lăcăjită și amărită. Așa, nu lucrează. Să nu vede amândoi ochi. Așa. Părintele ortodox a zis că biserica sprijină operația la un ochi și noi, primăria, sprijinim operația la celălalt ochi. O operație din genul acesta, după cum știți și dumneavoastră, cred că în fiecare familie au fost cazuri din astea, costă 2300 de lei. Ilea, îți rog frumos, când mai e o chestie, hai să ieșim afară. Închide sau? Deci 2300 de lei ar fi operația, toată lumea știe, că atât de la Grigoraș sau unde se face la... Da. Da, domnul primar, știu. Deci dacă ești și preotul cu noi, voi da fi... Păi nu, cu noi, cu noi, cu noi. Nu să spune, din preunde. Da. Preotul e cu noi, cu noi. Preotul e cu noi, cu noi. Bani acasă. Dacă la urmă e preotul... Propuneți suma. Domnul primar, preotul e cu noi, cu noi. Domnul primar, preotul e cu noi, cu noi, cu noi. Să-l ajutăm. Să-l ajutăm. Da. E o acțiune lăudabilă din partea Bisericii Ortodoxe. Foarte frumos, lăudabil. Și din partea noastră. Noi sprijinim și încercăm să ajutăm din toată lumea. I-am ajutat și vom sprijinim în continuare. Dar în limita posibilităților financiare pe care le avem. E din comunitatea noastră. Da. Deci sunteți de acord cu suma propusă. Da. 2300 de lei. Cine este pentru? Suma. Mai trebuie, după operație, trebuiau niște picărați, niște ochelari special, trebuia luat în calcul că vreo 200 de lei. Hai să-i dăm 2500 de lei. 2500 de lei, să aibă și cheltuie. Nu mai e... Poate rămân de la cineva în urmă. 2500 de lei. Cine este pentru 2500 de lei? Poate rămân de la cineva în urmă. Împotrivă? Abține? Ferească Dumnezeu. Ferească de scop la Gaus. Avem două cazuri identice, cazul lui Vărchitan Anetan și cazul lui Simis. La fel, două persoane care n-au avut niciun fel de venit, n-au lucrat și au murit. Și au rămas povară pentru familie, cu datorii și cu tot felul de... Mai are Mariana, venea joacă și așa joacă ca să faci cu o de ce este vorba de familia Vărchitan și de familia Simis. De acord, domnule. Eu zic 1000 de lei. La fel o să ziceți că zgârcit, dar țin de bani ca să ne ajungă și pentru alte. Am zis, am zis. Este mai mare. Da. Este pentru cine? Împotrivă? Abține. Și mai avem un caz, mai aparte, care mai majoritate de dumneavoastră, cred că-l cunoașteți, este vorba de domnul Gervase Dan, pensionar, care vine și solicită, are, să vă citesc raportul, că subsemnatul, stava președinte, primarul România, având în vedere raportul referendului social, cu numărul 4.388, din 21 a 5-a 2018, prin care propune
propune acordarea unui ajutor financiar pentru Cerva Sedan, care are pensii de 520 de lei. Acesta motivează că nu i-a ajuns banii, deoarece este bolnav și are de cumpărat multe medicamente. Anexez la prezenta raportul referendumului social, numărul 4388-2018, în temeiul articolului 28 alineatul 2 privind acordarea ajutoarelor sociale de urgență din legea 4.000, privind venitul minim garantat. Domnul, articolul 65. Domnule, recunoșteați. Deci îmi pare rău. Privind administrația publică locală, rugați supus prea aprobarea analizului împărcat, prea aprobarea Consiliului Local de Mărți și acordarea unui sprijin financiar. Prima însă eu am numărat. Prima însă am întreținut-o până când o voi. Nu spuneți că eu știu ce trec. Vă rog, domnul Roman. E ceva așa, nu știu. Cât ți-i dăm? Că asta o să fie exact la, la acești... E ce situație cu una aprobată în ședința care a trecută, care o să vină de acum în fiecare an, nu o să vină. Nu o să vină. O dată. Trebuie să ne vorba. Eu vă spun despre ce. Nu știu, eu zic. Mie îmi pare foarte rău. Între timp, e bine să ne mai verificăm oamenii și să ne cunoaștem. Dar de vasă, de când a murit mama sa, el nu mai a pus băutura în gură. Multe din medicamente și care rămâne în bară, li solicită. Soara s-a plecat, el a rămas singur, de multe ori a rămas fără lemne, eu i-am dus lemne de acasă. Mama lui când a murit, am înmormântat-o, nu i-am cer bani și dacă vreți să vă convingeți, mergeți să vorbiți la doamna Nina la Ceareu, pentru că am rămas cu Ceareu de 30 de milioane în urma înmormântării pe care l-a achitat, l-a luat băietat Ceareu de la Bucuș. Deci, când un om solicită un ajutor, e bine să ne și informăm despre ce este. Nu asta, domnule, dați-mi voie să spun și eu ce pot, pentru că... Stați un pic, ați din dosarul la bază de la dosarul lor. Vă întreb, ați analizat dosarul? Da, el are un referat medical la doctorul de familie, în rest nu are nimic. Da. Adică trebuie să aibă și ceva în spate. Eu nu zic că nu a făcut, dar atâtea boli cât este trecut aici... Da, și el n-are nimic de nicio scrisoare de medicalist. Era medicalist. Da, scrisoare medicală. Tratament. N-am nimic, doamne ferește, nu vreau să judecăm greșit. Și medicalele trebuie să dau compensat. De asta ne-am întâlnit aici, de asta ne consultăm. Nu vreau să luăm o decizie. La ședința următoare mai aprobăm încă 50 de cazuri de astea. Eu nu știu cât e care ești să aprobăm. Dar vedeți, ferească Dumnezeu. Eu vreau să vă spun... niciun caz. Domnule, vreau să vă spun că el este autorul moral a ceea ce s-a întâmplat în familia lor. Eu știu de câte ori a venit mamă sa la mine și se plângea că i-a vândut toate bunurile din casă, că o bătea și nu știu ce se întâmpla cu ea. Așa, nu mai vorbesc și de Miluță. Că și el a avut destinul lui, tot în urma comportamentului lui Ficioș. Așa că vine acum să cer tu ajutor de la Consiliul Local pentru ce? Domnul primar, că ai 500 și ceva de lei pensii, dar ce ai făcut pentru restul vieții? Sunt foarte multe persoane în situație. Dacă mama lui a venit să plângă la dumneavoastră de anumite lucruri, eu pe mama lui nopți întregi am cazat-o la mine. Domnule, și eu am ajutat-o. Și am ajutat-o la spital. Este foarte adevărat. Din modul cum ne educăm copiii, îi avem la urmă sprijin și ajutor. Dar... Gândiți-vă, de puținul care l-avem, putem să dăm cât ești. Eu n-am zis că nu, e ușor a judeca, tot de prigie când a judeca. De puținul care este... L-ați văzut preotul, noi am ajutat biserica și dă omului cu ori. L-ați văzut pe unii primești și dă în șoară. Nu rupi, așa, ăsta face cu ochii, dar alții cu ochii. Da. Vă rog, propuneți o sumă. Eu propun 500 de lei. Să-i dăm? Cine este pentru? Eu propun 500 de lei. Cine este pentru? Eu mă abțin. Împotrivă? Abține. Eu mă abțin. Două abțineri. Trecem la următorul punct de proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Mehiuș, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Deci, în conformitate cu prevederile articolului 120,
Aliniatul 1 și 2 din Constituția României, articolul 7 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, articolul 13 din legea 52 privind transparența decizională, articolul 20 din legea cadru 195 pe 2006 cu modificările și completările ulterioare, legea 188 din 99 privind statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, legea 215, articolul 23, articolul 26, articolul 128 privind administrația publică locală, supun spre aprobare proiectul anexat privind regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Hemeiuș. În anex avem regulamentul aparatului domnului primar, care este structurat în 12 capitole, care cuprinde fiecare compartiment din cadrul instituției, cu o parte din atribuțiile și sarcinile compartimentului respectiv. Ca să ne reamintim exact compartimentele instituției noastre, vă pot da citire. Deci este compartimentul financiar contabil, compartimentul secretariat stare civilă, arhivă și juridic, compartimentul cadastru agricol, compartimentul urbanism, compartimentul poliție locală, compartimentul financiar contabil. Dacă, eu știu, aveți întrebări referitoare... Audit și achiziții publice, audit de servicii, cultură... Deocamdată, la audit și achiziții nu avem pe nimeni angajat. Iar la deservire sunt persoanele, paznicul și cu șoferul și muncitorul. Da, regulamentul l-am studiat, este bine structurat, bine compartimentat, cu responsabilități pentru domnul primar, domnul viceprimar și secretarul comunei. Fiecare are în atribuții câte un compartiment și trebuie să vegheze asupra respectării sarcinilor care le are fiecare compartiment. Conform fișii postului. Sigur, da. Cam atât. Alte discuții? Precedurim la vot? Da, să punem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Toți pentru. Toate și eu. Numai să numai numai. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii în bani personalului voluntar din cadrul SVSU Hemeiuș, județul Bacău, pentru merite deosebite. Proiect inițiat de domnul primar, Sărău Constantin. Dau cuvântul domnului viceprimar. Da, înainte de asta, știți că și anul trecut comuna noastră a avut rezultate deosebite la această întrecere pe linii de PSI și anul acesta ne-a prezentat iar cu o echipă bună, o echipă puternică, în schimb, după cum ați și văzut, am obținut cupa, n-am mai obținut aceleași rezultate ca și anul trecut. Ne-am bătut cu profesionalii. Manager de comună și atât a participat ce este o onoare. Deci cupa spune totuși. Și o să le spun rugămintea ca și anul trecut, de a-i sprijini și de a le acorda un premiu celor care au participat. Au fost sâmbătă, duminică au fost în timpul lor. Pentru că e voluntariat. Da. Se pare corect. Deci, concret, ne-am prezentat prima dată la concurs pe faza asta locală aici la Bacău. Ne-am clasificat, ne-am pasat pe locul 3 când ne-am primit și această cupă. A doua zi ne-am prezentat la Târgu Ocna, dar având în vedere că celelalte localități au pompieri voluntari care sunt profesioniști, deci sunt servicii voluntari, dar sunt profesioniști, deci ei sunt plătiți pentru treaba asta, nu te poți bate cu Târgu Ocna, nu te poți bate cu Bucușul, nu te poți bate cu ceilalți. Deci, dacă noi am fost în spatele lor și ne-am clasat pe locul 4, pe faza județeană, deci mai mult de atât cu câțiva oameni pe care ne putem baza oricând, aceștia sunt alături de noi. Deci n-am propus o anumită sumă, lăs la latitudinea consilierului local pentru această sumă. Din câți membri formate? Deci, din 12. 12 care pot fi voluntari.
Voluntar, da. Deocamdată mai mult că nu se fac antrenamente, că nu e timp și nu. Deocamdată puteam să vă spun felicitări pentru locul minunat pe care l-ați ocupat. Locul 4 este un loc fruntaș în cadrul concursului, având în vedere și cu cine v-ați bătut. Și rezultatele dumneavoastră ne onorează. Acum, domnul consilier, o să propună sumele aferente pentru cei ca o premier și credibil zi premier pe cei care aduc rezultate bune pentru comunitatea noastră. Cu atât mai mult că ne bazăm în situații de criză. Deci în situații de criză. Am trebuit cât să dat. Ce ne propunea să mă rog? Ce sunt exact. Exact. Ce a fost anul? 2500 a fost anul trecut. Propun suma de 3000 de lei. Pentru toți, 2000 de lei ajunge? Să fie egal. Dacă se duce la pensie, se încadra cu arată în premier loc 6. Da, propunem la vot cine este pentru 3600 de lei. Împotrivă? Abțineri? Toți trece la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea de dotări definitive a sumei de 370.000 de lei pentru obiectivul modernizare sistem de iluminat public. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Vă rog. Subsemnatul Sava Constantin, în calitate de primarul comunului Mihăiu și având în vedere raportul doamnei contabil Rău Mirela, consilier superior din cadrul compartimentului financiar contabil, dar și bugetul de venituri și cheltuieli pe 2018, lista obiectivelor de investiții, contractele privind modernizarea sistemului de iluminat public, solicită aprobarea unui proiect de hotărâre în vederea utilizării definitive a sumei de 370 lei din excedentul bugetar al anilor precedenți. Sumă care, de fapt, care noi am mai aprobat odată la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli și la achiziții publice pe anul 2, întocmirea acordelor de achiziții. În prevederea articolului 58 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare, se precizează modul în care poate fi folosit excedentul bugetar, excedentul anual al bugetului local, după cum urmează. Articolul 58. Excedentul anual al bugetului local. Rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două sesiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la articolul 6 litera A, a celor exceptate la articolul 6 litera B și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se raportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative astfel. Ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaj de întreprinderi și cheltuielile secționate de funcționarea și dezvoltarea în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor litere A, pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare după casă, la sfârșitul exercițiului bugetar. Vă rog, cine vrea să ia cuvântul? Discuții, comentarii, dacă... pe tema proiectului. Dacă suma este aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018... Este ca să putem face plata pe... suma este tronsonul de pe drumul național. Ea trebuie disponibilizată pentru efectuarea plății. Da. Da. Rest... Și punem la voci. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim frumos. Și noi.